va feriți de multele lucruri. Nu omorți pe nimeni. Dar sunt câteva lucruri care sunt mărunte, mărunte. Și mărunțișul le desparte pe Dumnezeu. Pentru că nu plătim atenție. Niciodată nu o să vină diavolul la mine, la vârsta mea, să-mi spună tu ce trăiești în păcat. Tata, nu te uiți. Sunt de acum. Sunt atât de bătrân pentru mine. Cum vorbești așa? Nu o să vină niciodată diavolul la mine să-mi spună, bă, tu trebuie să mergi la dans. Încă nu mai pot să ridic. Vedeți dumneavoastră? Sunt niște probleme care ele se adaptă la timpul vieții. Dar să știți aici că diavolul are și pentru tine care ești de 16 ani, are ispita pregătită, dar și pentru moșul de 90 de ani. Nici ăla nu-i scotit. Și pe unul, și pe celălalt, caută să ne ducă departe de Dumnezeu, ca să nu ne mântuim. Dumnezeu, într-adevăr, prin Domnul Iisus Hristos, ne-a creiat, ne-a deschis drumul spre mântuire. El ne l-a deschis. Dar noi trebuie să mergem pe drumul mântuire, pentru că El a mers pe drumul acesta, l-a trăsat, l-a trăsat cu sânge, s-a lăsat semn corect, s-a lăsat un semn clar că numai prin răbdare, prin suferință, prin îngătuință, putem să fim mântuiți. Vedeți, problema cea mai mare este la tot timpul viacurilor opus și este. Este că pentru creștin că vine cu lucrurile mărunte. Și lucrurile astea mărunte, de multe ori noi nu putem în seamă. Uitați-vă dumneavoastră, spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Uitați-vă sarcele unei altora și veți împlini legea lui Hristos. Uitați-vă sarcele unei altora. Fraților, e un pic de problemă. La portarea sarcinilor se poate înțelege multe feluri. Multe. În primul rând, ar veni cel mai ușor de înțeles dacă tu treci prin necazuri, nu ai ce să mănânci, nu ai cu ce să te îmbraci, nu ai mașină cu ce să mergi, eu trebuie să particip la purtarea că asta este o sarcină pentru tine. N-ai cu ce să-ți plătești bilurile. Vedeți dumneavoastră, foarte mulți cad în desnădejde și ați văzut cântarea lui Soră Fibe, Lato. De ce am făcut-o cu atâta durere și cu atâta strângere de inimă? Din cauza că nu are cele trebuincioase. Cele trebuincioase. E mai ușor ne desparte de Dumnezeu lipsurile, necazurile, problemele vieții. Ne desparte de multe ori de Dumnezeu. Pentru că omul lui Dumnezeu, David, are perfecta dreptate. Când a zis, Doamne, mie nu-mi da prea mult ca nu în binele meu și în viața trăită să mă departe bine, dar nu-mi da nici prea puțin ca să-mi închid mâna să fur și să iau numele tău în deșert. Să iau numele tău în deșert. Ei, la problema aceasta, pentru că Dumnezeu știe că se poate întâmpla, spune, purtați-vă sarcina unei altora. La purtarea sarcinii unul de către altul, intră mai multe lucruri. Vedeți dumneavoastră, noi suntem tentați. Când vedem la o familie că se întâmplă rău, că are probleme, că cumva mai departe de Dumnezeu, suntem tentați să-i judecăm. Să-i judecăm. Uităm că cuvântul lui Dumnezeu spune și Dumnezeu ne atrage atenția, judecata este a mea,
zice Domnul. Judecata este a mea, pentru că noi judecăm la vedere și nu la realitate. Și nu la realitate. Dacă unul frate îl judecăm, bă, partidul ăla a vrut să se îmbogățească, bă, să mănânce. A, bă, te mânca! Altul a făcut altceva. Vedeți dumneavoastră, aici cuvântul lui Dumnezeu ne atrage atenția, purtați-vă sarcina unul altora. Nu e așa că e ușor să... Iertați-mă, că îl iau în... Probabil că data viitoare nu o să mai spună fratele Ștefan. Și că, fraților, am avut o greutate în familie, au fost probleme și am dorit să mor. Dacă fratele Ștefan trecea prin capul la toți, se speria că era în capul oamenilor. Câte judecăți s-au ridicat? Bă, la anii ăștia mai există ceartă, mai există probleme, nu vă puteți îngătui unul pe altul? Și-au început judecățile, vedeți dumneavoastră. Și noi, cuvântul lui Dumnezeu spune, rugați-vă unii pentru alții, nu judecați-vă. Iertați-mă, vorbeam aici joi seară despre o cruce și o greutate. Dar nu uita că și soțul poate să fie o cruce pentru soție, și soția poate să fie o cruce pentru soț. Și o soție poate să fie cruce pentru bărbat și bărbatul poate să fie cruce pentru soție. Unde nu există îngăduință, unde nu există îngăduință, devine cruce. Devine sarcină. Devine povară. E, aici ne atrage cuvântul lui Dumnezeu, purtați-vă sarcinile unei altora. Băi, fraților, aș vrea să mă înțelegeți exact ce spun. Care din voi vreți să mergeți fără soțiile voastre sau fără soții voștri în cer? Care puteți să spune? Dom'le, eu n-am nevoie de copii în rai, eu n-am nevoie de soț în rai, eu n-am nevoie de soție în rai. Eu spun că eu îi vreau pe toți. Eu vreau și copiii să fie cu mine, eu vreau și soția să fie cu mine. Pentru că problema este, chiar dacă este un pic mai greu, vedeți că nu avem toți același standard de a înțelege, de a pricepe lucrurile. Și din cauza asta iese nemulțumire. Unul se grăbește, judecă mai repede, are o atitudine sau o fire mai iute, cum spunem noi, adică niște duhulețe din alea care ne mișcă. Și imediat explodăm afară și nu mai putem să înțelegem. Dar uitați-vă dumneavoastră că astea care se petrec în familiile noastre sau în casele noastre, este că ne împiedică rugăciunile. Ne împiedică rugăciunile. Când eu mă cer cu soția sau când soția, știți, noi spunem, bă, ei, Dumnezeu, familie m-a făcut bărbat, eu trebuie să fiu stăpân, eu trebuie să poruncesc în casa mea. Dar nu uitați că ne-a mai spus și îngăduiți-vă unii pe alții. Îngăduiți-vă unii pe alții. Într-un loc să merge sau se poate felul acesta, în alt loc nu se poate. Numai cu binele, numai cu vorbă bună, numai cu un cuvânt de ridicare. Că cealaltă zicală românească spune și mă, n-am văzut niciodată un câine să fugă de covrici. Dar de bărți, da. Aia e și mai bun. Acum vedeți dumneavoastră dacă omul de bine nu fuge, dar că în casa noastră există numai ceartă, numai nemulțumire, trebuie să rupe lanța. Trebuie să rupe lanța. Fie că rupe soția, fie că rupe soțul. Dar ce nu avem răspuns la rugăciunile noastre, că ne certăm și apoi ne plecăm. Deci, bă, eu sunt stăpân, vin aici la rugăciune. Rugăciunea nu trece decât până la pot. Și mai trece un păcat înaintea lui Dumnezeu. N-ai destul de câte le-ai făcut, îți mai trece și rugăciunea un păcat înaintea lui Dumnezeu. Pentru că n-ai avut îngăduință, pentru că nu ai putut să lucrezi,
Uitați-vă, Dumnezeu spune aici în cuvântul Său, purtați-vă sarcinile unii altora. Adică ce înseamnă asta? Da, fratele trece prin greutate, fratele ne-a lucrat copilul cu nepotul. Cât te-ai rugat tu pentru el? Că te-ai rugat pentru mine? Cât m-am rugat eu pentru voi? Cât m-am rugat eu pentru voi? Știu să vă ajute? Bă, ăla nu-i pocăit, ăla a spus așa, ăla a făcut așa, ăla a suportat așa. Bă, astea sunt lucruri mărunte care ne desparte de Dumnezeu. Astea sunt lucruri mărunte pe care ne desparte de Dumnezeu. Dacă eu vă vorbesc pe dumneavoastră de rău, mai caut eu pacea? Dacă eu vă urăsc pe dumneavoastră, mai sunt eu în dragoste? Dacă eu sunt acela care toată ziua judec, bă, iară se întâmplă la ăla așa, c-o păcătuit, c-o făcut, c-o direc. Fraților, cuvântul lui Dumnezeu spune, purtați-vă sarcină unii altora. Hai să vedem cuvântul lui Dumnezeu, timpul ăsta trece foarte repede, dar aș vrea să citesc un lucru. Uitați-vă dumneavoastră ce aici spune despre o mâncare. În Roman, în capitolul 14, spune că dacă o mâncare îl face pe fratele meu ca să se jignească, nu voi mânca în viață. Asta e o mâncare. Dar numai pentru mâncare este? Da, purtavia mea dacă fac pe fratele să se jignească. În purtavia mea. Oare nu trebuie să-mi îndrept? Dacă vorbirea mea este o vorbire necorectă și îi fac pe toți din jurul meu, vreau. Numai eu sunt bun, numai eu sunt corect, numai eu sunt neprihănit, numai eu și numai eu. Fraților, fiecare din noi avem greșeli și fiecare greșim, dar știți ce? Nu le vedem pe ale noastre. Și ne uităm mai degrabă la celălalt de lângă noi. Și aici spune, uitați la dumneavoastră, știți dumneavoastră ce mai important care este? Nu viața din societate, nu viața din societate, nu venitul la biserică. Nu, și nici asta nu e important. Nu este nici important, dacă vreți să vă spun așa, nici postul nu este chiar atât de important. Important este pacea din casă. Important este pacea din casă. În cearta mea, în nemulțumirea mea, în răzbătirea mea, nu există Dumnezeu. În casă unde există ceartă, unde există nemulțumire, unde există răzbunare, vreau să vă spun că ăștia trăiesc în iad, dar se duc în iad. Dar se duc în ea, dacă nu știu să se oprească. Dacă nu știu să oprească, ei se duc în ea. Casa noastră sau împărăția cerului sau raiul începe din familia noastră. Din casa noastră. Dacă eu nu pot să suport soția, mi-a spus un cuvânt și eu explodez. Fraților, Hristos a răbdat pentru noi. Și raptă și ziua de astăzi. Și raptă și ziua de astăzi. Hristos îmi spune mie, sfințănie, și eu mă duc mai departe în destrăbălare. Hristos îmi spune mie, umilință, și eu mă duc în mândrie. Hristos îmi spune mie, ună, și eu fac altceva. Hai să înțelegem că atunci când apare o problemă în casa noastră, în familia noastră, nu trebuie să imediat să punem acolo gata, să terminăm, să facem, să delegem. Vreau să gândim și cam în felul ăsta, de câte ori l-am spărat pe Domnul și eu? De câte ori l-am întristat? Unde mi este îngăduința? Unde este îngăduința? Dacă nu am îngăduință, eu degeaba am pus o etichetă frumoasă, botezat cu Duhul Sfânt, împărăția Cerului, vine Hristos, mă răpește. Bă, Hristos răpește ceea ce este.
înaintea lui. Ce este sfânt, curat și fără fata. Gata! Dacă ai două sfânt, gata, tu ești răpit. Să crezi tu! Să crezi tu! Eu vreau să tragi un semnal de alarmă în seara aceasta, pentru că trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt stă în cei curat, într-o viață de neprihănire. Diavolul are o imitație, o falsificitate care face. Și când ne părăsește Duhul Sfânt, diavolul, ca să nu ne lăsă să ne trezim, vine o vorbire bâlbâită, o înțelegere necunoscută, care vorbim numai noi de noi. Noi de noi. Iertați-mă! Unde există Duhul Sfânt? Unde vine Duhul Sfânt? Când tu vorbești în altă limbă, mă împlăcăresc și eu. Că suntem de același Duh călăuziți. Ce este în tine, este și în mine. Și dacă noi suntem în Hristos, noi ne împlăcărăm unul pe celălalt. Dacă vorbirea ta stinge pe unul, stinge pe altul, înseamnă că e problemă. Acolo e problemă. Și vreau să spun și pe asta. Odată cineva să ruga lângă mine. Acum așteți, așa a lucrat Dumnezeu. Și-și vorbea în altă limbă. Și Dumnezeu spune, vrei să știi ce să roagă ăsta? Că oameni curioși. Aș vrea eu să știu, dar nu pot să-l înțeleg. Chiar el să roagă în altă limbă. Zice, uite ce să roagă. Și Dumnezeu începe să-l descopere. Cum la servici să poartă, cum o vrea să înșele pe nevasta, cum i-o împins curță la alta, cum i-a făcut greutăți pentru că era maestru și facea persecuții numai decât să cedez în fața lui să intre în păcat. Când am auzit, m-am speriat! Fraților, m-am speriat! Duhul Sfânt mijlocea pentru iertare pentru el. Și ca Dumnezeu să-i pună frână, să nu ajungă la nelegiuire. Și acum, după ce am ascultat, deși el încet, în continuat să se roage, înseamnă, nu mai vreau să știu. Am strigat odată atâta de tare cu toată biserica să trezim. Nu mai vreau să știu. Și Domnul spune, acum te duci și îi spui tot ce ți-am spus eu. Acum știți! Toată lumea era foarte curioasă. Nu mai vreau să știu. Și mai nu mai vrei să știi? Tu ți-o rămas cu... Păi ce nu mai vrei să știi? Zic că am la urmă un cuvânt cu un frate, că eu s-a rugat în altă limbă și Dumnezeu mi-a descoperit toată viața lui. Când o zic ăsta, o dat să fugă, dar pentru că era înaintea mea, zic, stai până la urmă. Din ziua. Că ești persoană. Fraților, trebuie să gândim bine la lucrul acesta, că noi, când vorbim în alte limbi, s-ar putea ca Duhul Sfânt din tine să mijlocească pentru toate slăbiciunile tale, pentru toate păcatele tale, celălaltă de-a vătărea, să-ți vătărea, băi, dar poate așa spune. Prin de păcate. Uite-te! Ce să roagă Duhul Sfânt de tine. Uite ce vrea, îți ia liberarea ta. Acum dacă noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, suntem datori ca noi să nu fim un prilej de poticnire, de păcătuire pentru celălalt de alăturea noastră,